Acest program conține plasare de produse. Bucurie sufletelor dragi! Această zi o vom petrece, iată, în rugăciune și această oră pe care ne-am dedicat-o sufletelor va fi pentru cei care mă ascultați un pansament de suflet care vine să aducă odată cu el speranța că orice încercare pe care omul o are nu va fi veșnică. După cum citim pe burtiera micului ecran, tema emisiunii de astăzi este de fapt regăsită într-o întrebare. Cum putem scăpa de necazuri atunci când suntem căzuți? Fiecare om care la această oră mă privește are o poveste de viață. Unii au mai veselă, alții mai tristă. Unii oameni sunt îngândurați, sunt triști, sunt plini de suferințe, fie trupești, fie sufletești. Și se gândesc în aceste momente ce ar trebui să facă sau unde să mai alerge pentru a-și rezolva necazurile care le-au cuprins viața. Când vă spuneam că fiecare om are o poveste de viață, mă refeream la cei oameni care astăzi sunt îngenunchiați de povara greutăților vieții. Și aș începe în prima parte a emisiunii cu părinții care sunt foarte necăjiți pentru copiii lor. Și o mare problemă pe care o au astăzi părinții cu privire la ceea ce se întâmplă în viața copiilor lor este nemulțumirea și tristețea la care nu găsesc răspuns. De ce copiilor nu sunt fericiți? De ce nu sunt căsătoriți? De ce copiilor se droghează sau astăzi sunt departe de Dumnezeu? Se știe că orice încercare a vieții noastre nu vine singură. Păcatele care sunt moștenite de părinți, păcatele care sunt moștenite de noi, cei care trăim pe acest pământ și care n-au fost dezlegate, îi ajung pe copiii noștri și pe nepoții noștri și aș vrea să mă fac puțin înțeles la ce mă refer atunci când folosesc aceste exemple, pentru că păcatele neamului nostru, dacă nu sunt dezlegate la timp, pot fi transmise din generație în generație. Dacă străbunii voștri, bunicii, străbunicii, au greșit înaintea lui Dumnezeu, au fost blestemați, au făcut fapte grele, au omorât, au bârfit, au preacurvit, au făcut lucruri care nu au fost dezlegate în timpul vieții lor. Toate aceste păcate nedezlegate la timp și sigur altele, sunt multe, dacă ar fi să vorbim de la blesteme, vrăji, se transmit din generație în generație și odată ce sunt transmise și nedezlegate, aduc în viața noastră nefericirea. Nefericirea, iubiții mei, este însoțită de tristețea sau de frica pe care omul o are în momentul în care este căzut, că nu se va mai putea ridica sau că nu își va găsi leacul vindecării. Mă refer la vindecarea trupului și la vindecarea sufletului. În viață sunt multe episoade pe care noi le parcurgem. Sunt multe întâmplări și întâlniri pe care le avem cu oameni care ne pot ajuta să ne ridicăm, care ne-au dezamăgit, cu oameni care ne-au mințit, cu oameni care ne-au trădat încrederea. Și m-aș opri puțin la cei care au trecut printr-un divorț,
la cei care astăzi nu-și găsesc liniștea, perechea sufletului și care ar da orice ca să redobândească ceea ce au avut odată, liniștea, sănătatea și fericirea. Se știe că un corp sănătos care are o minte bolnavă nu valorează nimic. De ce, mă veți întreba? Pentru că sunt mulți oameni puternici și sănătoși, dar morți pe dinăuntru. Interiorul omului sau corpului pe care noi îl avem tradus în materie este de fapt împărțit în materie și spirit, pentru că psihologia, știința vine și ne vorbește astăzi despre un corp spiritual, iar acest corp spiritual de care ne vorbește știința este tradus de religii, de credința noastră, ca fiind de altfel cel care hrănește sufletul. Pe de o parte avem materia, pe de o parte avem spiritul. Dacă materia, acest trup mă doare, găsesc medicamente, găsesc alternative să-i ameliorez suferința, să-i o calmez, poate temporar, dar când sufletul tău suferă, când sufletul tău te doare, când acest corp spiritual despre care eu vă vorbesc acum este compromis cu ce îl tratezi. Sunt oameni care n-au acceptat niciodată ideea de a se ruga. Sunt oameni care nu s-au spovedit niciodată, ca să nu spun că nu s-au împărtășit. Sunt oameni care sunt de altfel departe de Dumnezeu și care interacționează cu noi sau poate chiar sunt membri ai familiei noastre și care astăzi judecă acțiunile dumneavoastră a celor care încercați să-i îndreptați, să-i aduceți mai aproape de Dumnezeu sau să le explicați că nu pierd nimic dacă îi cer ajutorul lui Dumnezeu și dacă apelează la ajutorul sfinților. De aceea, sufletul nostru, aș vrea să rețineți că se hrănește cu ceea ce numim noi bucurie, se hrănește cu acea energie nevăzută pe care tu nu o poți vedea, dar o poți simți atunci când, după ce te-ai rugat, după ce ai spus o rugăciune, după ce ai chemat în ajutor un sfânt, ai simțit o stare de bine, ai simțit o stare de liniște și de bucurie. V-am vorbit în mai multe emisiuni și la alte posturi de televiziune despre cei mari patru sfinți care și-au dorit să fie descoperiți și cunoscuți. Poate spun prea mult prin intermediul meu, dar așa cum vi l-am făcut cunoscut pe Sfântul Pangratie, de care nimeni n-a auzit în această țară, așa precum v-am vorbit despre minunile lui și cei care l-ați cerut în casa voastră, confirmați prin scrisorile care ne trimiteți și mărturiile că Sfântul Pangratie v-a ajutat să vă ridicați în momentele grele de suferință și v-a adus multă bucurie în locul tristeții, despre încă trei sfinți importanți aș dori să vă vorbesc astăzi, ca să-i cunoașteți și să-i înțelegeți că dacă s-au descoperit, nu întâmplător, au făcut acest lucru ca ei să fie cunoscuți și să vină în ajutorul acelor suflete care astăzi sunt nefericite, sunt triste, sunt suferinde și care vor să-și găsească drumul și calea spre un nou început. Și pentru că vorbeam de sfinți, v-aș exemplifica-o pe Sfânta Agnia, sfânta care este trecută în calendarul ortodox, dar și cel catolic, numită de altfel de către istorici, de către cei care i-au citit viața și minunile sfintei le-au cunoscut,
ca fiind Sfânta Vindecătoare a bolilor fără leac. Acest exemplu vi-l dau nu ca să fiu înțeles ca și încuraja pe cineva ca prin prezența Sfintei în casa lor să renunțe la pastile sau la medicamente sau la tratamentele pe care medicina alopată le promovează. Ci această Sfântă, împreună cu ceilalți Sfinți și cu Sfinții care avem în calendarul ortodox, pentru că sunt peste 2000. N-am cum să vă vorbesc despre toți, dar vă voi vorbi despre cei pe care am considerat că este important să-i cunoașteți și care vă pot fi de mare ajutor în momentele de tristețe și supărare pe care le aveți. Am întâlnit mulți oameni triști și parcă din ce în ce oamenii sunt mai bolnavi, mai triști. Și mă întrebam oare de ce sunt oamenii triști? Pentru că sufletul lor este trist și plânge. Când un om este trist, întreaga ființă suferă. Ori rolul nostru, al duhovnicilor, al preoților, al bisericii, este acela de a trata suferințele sufletești și de a-i ridica pe oameni și de a-i încuraja ca prin puterea rugăciunii, puterea lui Dumnezeu și cu ajutorul Sfinților să meargă mai departe, că viața nu se oprește la o supărare, la un necaz sau la o încercare pe care tu, iubite suflete, o ai astăzi și te simți nefericit. Și pentru că v-am vorbit despre Sfânta Agnia, Agnia este un nume atât de frumos pe care mamele care vor naște fete îl pot nota în certificatul de naștere al lor și mi-aș dori tare mult ca acest nume frumos, Agnia, numită de altfel în calendar și ca Sfânta cea blândă, să fie de altfel Sfânta ocrotitoare și ajutătoare a vieții celor care sunt astăzi încercați și trec prin momente grele. A fost serbată pe data de 21 ianuarie și cu ajutorul Bunului Dumnezeu, mâna Sfintei Agnie va fi adusă la bisericuța din lemn, Bisericuța Sfânta Maria, unde vor sta împreună cu moaștele Sfântului Pangratie, aducătorul de pace, de bucurie, în sufletele celor care i-au cerut ajutorul. Ce este important să reținem? Când asculți o emisiune, când citești o carte, când ți se întâmplă ca nu întâmplător să descoperi ceva ce n-ai știut, trebuie să înțelegi, iubite creștine, că orice informație pe care ai primit-o vine spre folosul tău sufletesc, vine spre ajutorul tău, pentru că orice om, nu cred că există om pe acest pământ, indiferent de funcția pe care o are, să nu aibă nevoie de ajutor. Și atunci, așa cum citim de altfel în cărțile sfinte, înțelegem că sfinții care apar în viața noastră sau pe care îi avem prin numele pe care noi îl purtăm încă de la botez, Gheorghe, Parascheva, Ioana sau Ion, și așa mai departe, acești sfinți au ales să vină lângă voi și de câte ori vom chema numele lor în ajutor, răspunsul veți primi de îndată. De ce? Pentru că orice sfânt pe care noi l-am cunoscut și pe care îl cunoaștem, fie prin recomandarea duhovnicilor, fie printr-o emisiune, fie că am fost într-o excursie și am aflat
de minunile pe care le-a făcut Sfântul din acel loc, astăzi noi putem spune că nu întâmplător ascultăm aceste cuvinte și că emisiunea de astăzi este dedicată acelora care vor cu adevărat să evolueze spiritual și să înțeleagă că nimic din ceea ce se întâmplă în viața unui om, repet, nu este întâmplător. Aș vrea să știți că pe lângă Sfânta Agnia mai există o mare sfântă, a cărui nume multe românci îl poartă, și vă voi vorbi despre Sfânta Cecilia, serbată pe data de 22 noiembrie, numită de altfel ca Sfântă a muzicienilor, și a jugat pe cei care au această bucurie și au acest dar de a putea cânta și încânta sufletele, să o aibă ca protectoare, pentru că Sfânta Cecilia, pe lângă acest atribut care i s-a dat de a fi sfântă a muzicienilor și a aduce veselia sau aducătoarea de veselie în sufletele noastre, este recunoscută ca sfânta ajutătoare a celora care vor să se căsătorească și să-și găsească perechea sufletului. De multe ori am aflat sau ni s-a recomandat de către duhovnici să citim acatistul Sfântului Nicolae, care este un sfânt iubit chiar de noi românii și de o lume întreagă, recunoscut prin meritele, prin sfințenia pe care și viața sfântă pe care a avut-o Nicolae, ca fiind altfel Sfântul ajutător a celora care își caută iubirea. Iată că astăzi aflați, prin intermediul acestei misiuni, că mai există o sfântă numită Sfânta Cecilia, ajutătoare a celora care vor, repet, să-și găsească perechea sufletului sau vor să se căsătorească. Viețile acestor sfinți de care v-am vorbit le puteți găsi pe internet. Sunt, de altfel, trecute și în acatistul, în viața și acatistul lor, pentru că odată ce veți alege să le aveți în casa voastră, veți putea să cereți și să primiți, de altfel, și acatistul și viața acestor mari sfinți de care v-am vorbit și pe care vă rog să îi cinstiți și să-i purtați în suflet ca daruri pe care Dumnezeu vi le-a dat, nu întâmplător, tocmai pentru a vă ridica și a vă ajuta. Pe voi cei care astăzi căutați un nou sens al vieții, să vă descoperiți drumul pe care îl aveți de parcurs pentru a vă împlini dorințele. Așa cum vă spuneam, fiecare om are o poveste și este unic în acest univers. Unii au povești frumoase de viață, alții au povești triste. Însă ceea ce vă spun astăzi, în această emisiune, ceea ce vă comunic vouă prin intermediul micului ecran, este de fapt mesajul ce vine de la suflet la suflet pentru cei care cu adevărat vor să afle și să-și găsească drumul pentru o nouă viață sau pentru a se elibera de ceea ce numim noi tristețea sufletului. Ne întrebăm cum ne putem elibera de suferință. Ne punem această întrebare: care este drumul pe care trebuie să-l parcurgem pentru ca viața noastră să se schimbe? Și aș vrea în câteva minute să fiți atenți la îndemnurile pe care vi le dau
și pe care vă rog să le respectați, pentru că ele vin ca o rețetă duhovnicească de care avem nevoie în a ne curăța sufletul de păcate, a le elibera de tot ceea ce numim noi povară și de asemenea de a încerca să ne curățăm mintea, pentru că mintea este laboratorul care prepară gândurile ce pot fi pozitive sau negative și care ne pot influența viața. Pentru orice problemă există o rețetă a vieții. Când oamenii sunt în necaz, caută diverse soluții pentru a-și găsi rezolvarea lor. Unii apelează la avocați, la necazurile care au legătură cu procesele. Alții apelează la medici, la necazul sau supărările care au legătură cu partea medicală. Sunt unii care, din păcate, poate mai slabi în credință, apelează la vrăjitoare, la descântătoare, crezând că cu ajutorul acestora vor putea să rezolve lucruri care, în mod normal, nu s-ar putea rezolva. Greșit. Singurul care te poate ajuta într-un moment de cumpănă a vieții este Dumnezeu. Este Dumnezeu, doar că posibilitatea noastră de a vorbi cu Dumnezeu nu este atât de simplă și nu este dată oricui. Și aici intervine rolul sfinților. Pentru că, așa cum vă spuneam, sfinții hrănesc, ajută de altfel acest corp spiritual să se hrănească cu bucurie și informația pe care noi ne-o dorim a fi cunoscută de univers să ajungă acolo unde trebuie. Dacă ar fi să-l întrebi un om sănătos câte dorințe are, va spune că are 1000 de dorințe. Dacă ar fi să-l întrebi un om bolnav câte dorințe are, va spune că are doar una singură, să se facă bine. Lumea este împărțită în mai multe categorii. Unii sunt buni, alții sunt mai puțin buni, unii sunt darnici, alții sunt mai puțin darnici, unii sunt plini de bucurie și alții sunt plini de răutate. Să știți că răutatea este de altfel frâna de mână pe care noi oamenii reușim să ne-o tragem de-a lungul timpului sau vremii, încercând să comentăm, să judecăm și să analizăm viețile unor persoane care n-au legătură cu noi, dar care au apărut în viața noastră ca un semn, ca o binecuvântare, ca o lecție pe care trebuie să ne asumăm și să înțelegem că, repet, nu întâmplător se întâlnesc cu oamenii. Este atât de simplu, dacă ar fi să privești lucrurile din afară și dacă ai vrea să le înțelegi și să le treci puțin prin filtrul rațiunii, că toate întâmplările vieții pe care tu le-ai parcurs din copilărie până în prezent au fost lecții de viață, iubiții mei, din care noi, oamenii, trebuie să învățăm ceva, din care noi, oamenii, trebuie să acceptăm că aceste întâmplări pozitive sau mai puțin pozitive, fericite sau nefericite, ne sunt date ca lecții de către Dumnezeu, care nu vrea de la noi habotnicie. Eu sunt împotriva habotniciei. Adică să faci 100.000 de metani, nu știu câte zile, luni de închinăciuni, de mers pe la nu știu câte zeci de mănăstiri. Fiecare om are o chimie, are un mod de a comunica cu Dumnezeu și dacă își întâlnește duhovnicul care este pe aceeași lungime de undă și cu care poate vorbi, căruia îi poate spune necazurile și supărările vieții lui, și dacă afla și răspunsul la întrebarea pe care și-a pus-o, de ce, atunci, de fapt, acel om și-a găsit medicul, pentru că fiecare medic are nevoie de medic, fiecare mecanic are nevoie de mecanic,
Fiecare judecător are nevoie de un alt judecător, fiecare bărbat are nevoie de o soție sau soția de un soț, ca să împlinească, de fapt, această perfecțiune a Universului, în care lucrurile sunt aranjate într-un anumit fel, după voia și știrea lui Dumnezeu. De ce merg lucrurile prost în viața multor oameni? Ne întrebăm. De ce unii au prea mult, alții n-au deloc? Mergeam astăzi cu mașina și am văzut la semafor cel puțin 2 cerșetori și mă gândeam ce s-a întâmplat cu viața acestor oameni. De ce ajung unii oameni să coboare atât de mult liftul vieții încât să ajungă la mila și la bunăvoința noastră? Și mi-a venit un răspuns așa din gând, că acești oameni sunt trimiși în calea noastră pentru a ne încerca sufletul și bunătatea care este sau nu este ascunsă în el. Să știți că, nu o spun ca o laudă, privind în ochii unui cerșetor, l-am văzut pe Hristos și mi-am amintit de ceea ce spunea. Adevărat vă spun vouă că atunci când ați făcut milă cu cei mai mici și i-ați ajutat, pe mine m-ați ajutat. Atunci când ajuți un om sărac, atunci când faci o faptă bună, atunci când ai putut să ierți un om care te-a blamat, te-a jignit, care te-a judecat și te-a denigrat, atunci te poți numi un om puternic. Restul, puterea pe care noi credem că ne-o dau banii, este doar o amăgire. Puterea pe care noi credem că ne-o dau funcțiile este o simplă amăgire. De ce? Pentru că toate sunt trecătoare. Pentru că toate vin și trec. Important este cu ce rămâi în urmă și ce lași în urma ta. Sunt oameni care au distrus vieți, sunt oameni care au decimat o națiune, sunt oameni care v-au adus atâta tristețe și atâta supărare încât pur și simplu vă simțiți într-un ocean în care mai aveați puțin să vă necați. Cu toate acestea, vin sfinții și vă spun că dacă ei prin jertfa lor supremă, mai ales Sfântul Pancratie, li se spun mucenici, cei care au îndurat chinuri, umilință, Sfânta Agnea, care a fost ucisă în chinuri grele, Sfânta Cecilia și, nu în ultimul rând, Sfântul Păzitor al Caserului la Cutremure, Sfântul Emidio, toți acești sfinți, iubiții mei, sunt mărgăritare pe care, iată astăzi, ați reușit să le cunoașteți întâmplător sau nu, pentru că ați urmărit sau ascultat o emisiune care sper să vă fie spre folos, care sper să vă aducă pace și liniște în sufletele voastre și să aducă de altfel mângâiere acelora care plâng și care îl caută pe Dumnezeu cerându-i ajutorul sau cerându-le sfinților ajutorul pentru a scăpa de boala trupului sau a sufletului. Există mai multe categorii de oameni bolnavi. Sunt cei care au boli fizice și care sunt foarte panicați atunci când documentul medical le transmite o informație nu tocmai plăcută, ca o boală incurabilă. Să știți că, analizând astfel de documente, citindu-le cu atenție, oricât ai încerca să fii calm, devii agitat și încerci să te gândești că finalul vieții tale poate fi aproape sau în mintea ta începi să joace tot felul de scenarii că ai putea să-ți pierzi viața la un anumit moment și să lași lucrurile neterminate. Este greșit să aveți o astfel de abordare față de o boală. Boala este o energie
neagră, care este hrănită întotdeauna de ceea ce transmitem noi din spirit spre materie. Oare de ce avem tendința întotdeauna de a ne compara cu oamenii care au dat greș sau care n-au avut nicio șansă? Câte vreme sunt atât de mulți alții care au reușit. Ne întrebăm de ce au reușit și cum au reușit. Pentru că spiritul lor a fost mai puternic decât materia. De aceea, aș vrea ca să înțelegeți că dacă vă aflați într-o astfel de situație, a unei boli grele, încercați să o hrăniți cu bucurie și să cereți prin rugăciunile pe care le faceți către Dumnezeu, amintindu-vă de altfel de ceea ce spunea psalmistul, ceartă Duhul neputinței mele. Să cereți lui Dumnezeu să vă elibereze de această suferință și dacă considerați că nu sunteți vrednici, prin rugăciunile care le faceți să vorbiți cu Dumnezeu, să cereți ajutorul sfinților pe care îi știți, pe care îi aveți, pe care îi cunoașteți. Avem atâția sfinți de care ați auzit și care înconjoară Bucureștiul și această țară. Sfântul Nectarie, Sfântul Dimitrie, Basarabon, Sfânta Parascheva de la Iași, Filofteia de la Curtea de Argeș, Tatiana de la Craiova, Grigore de la Bistrița și mulți alții. Să mă ierte sfinții dacă nu i-am amintit. Dar iată, v-am adus astăzi spre cunoașterea, spre bucuria și spre mângherea sufletului vostru, patru sfinți pe care îi rog să vă înconjoare casa sufletul vostru și să vă fie ocrotitori. Sfântul Pangratie, ajutătorul celor care sunt în nevoi, nevoi financiare, nevoi materiale, în certuri, în supărări și aducător de bucurie. În icoana Sfântului este un mesaj atât de frumos, care ne transmite de altfel încredere și bucurie. Cine mă va avea în casa lui, bunăstarea, bucuria și iubirea vor lua locul întristării. Când toate acestea le ai, nu mai e de ce să fii trist. Veți spune mulți, pe cum să fiu vesel dacă eu sunt bolnav? Boala, repet, este energie. Ea poate fi modificată dacă credința, spiritul, mintea, ajutorul sfinților vine și în lupta care se produce la nivelul de celulă sau la nivelul minții, voi vă dați acceptul că o puteți învinge. Dacă bei bar de apă și îți iei pastila și tu nu crezi în efectul pastilei, ai băut-o degeaba. De ce îți cumperi pastile de la farmacie? Pentru că ți-a recomandat medicul și crezi că prin ingerarea ei, prin faptul că bei acea pastilă și urmezi tratamentul scris sau recomandat de medic, te vei face bine. Să știți că medicul nu face altceva decât să panseze o rană. Dumnezeu este cel care o vindecă. Pastila respectivă te va ajuta câtă vreme crezi în ea. Același efect și cred că poate mult mai puternic pentru mulți dintre noi îl are și rugăciunea. De fapt, ea creează puntea de legătură între tine, Dumnezeu și Univers. Și zidul de trecere, zidul pe care îl construiți împotriva dușmanilor. Oamenii ajung să aibă necazuri în viață pentru că necazurile îi copleșesc, pentru că vorbesc zilnic despre ele și pentru că cred prea mult
în puterea pe care dușmanii încearcă să le-o facă vădită și să-i sperie. Nimic în viața noastră nu se întâmplă decât dacă vrea Dumnezeu, cu voia și cu știrea Lui. Când un om are un necaz, înseamnă că Dumnezeu vrea ceva de la el. Să știți că am întâlnit foarte mulți oameni necredincioși pe care necazul, iată, i-a unit cu Dumnezeu și i-a adus aproape de el. Deci ce face necazul? Te apropie de Dumnezeu. De ce te apropie? Pentru că în acele momente realizezi că ești de singur și că toți banii din lume, toată influența și puterea nu te pot ajuta în a-ți rezolva anumite probleme ale vieții care te apasă și care astăzi nu-ți dau pace. Când ceri ajutorul sfinților, sfinților de care, repet, v-am vorbit și sfinților pe care îi vedeți aici, care înconjoară această masă și care sunt prezenți în această emisiune, pentru că acolo unde este Sfântul în icoană, este prezent și El. Sfânta Agnia, așa cum vă spuneam vouă mamelor, este Sfânta care aduce multă mângâiere, este ajutătoarea și a celor abuzați și a celor care trec astăzi prin momente grele de tensiune, încercați de boli grele și suferințe. Dacă îi veți citi viața sau dacă veți căuta și veți avea răbdarea să înțelegeți câte minuni a făcut încă din timpul vieții, veți înțelege că nu întâmplător revin și spun acel cuvânt, astăzi ați cunoscut-o și că poate prin intermediul mesajului meu, așa cum pe Sfântul Pangrat l-ați luat în casele voastre, va dori să ajungă la voi. La fel și Sfânta Cecilia, cea care este ajutătoarea celor care vor să se căsătorească, ar aduce multă bucurie în sufletele părinților care își doresc de altfel să-și vadă copiii la casa lor. Sunt multe exemple pe care le pot da de-a lungul vremii, dar ele sunt foarte bine scrise și descrise pe internet. Acolo sunt povestite minunile, acolo le este povestită viața Sfintei sau în acatistul și viața Sfintei pe care voi, iubiții mei, le puteți căuta și pe care le puteți avea în casele voastre. Despre Sfântul Emidio, cu siguranță n-au auzit mulți, este un sfânt trecut doar în calendarul catolic, sărbat pe 5 august. Se spun multe lucruri frumoase și minunate. Este protector al mai multor orașe în zona Spaniei, Italiei și este ajutătorul oamenilor care trec prin nevoi grele, calamități, cutremure. Nevoi pe care nu le poți controla și care nu ne aparțin nouă, care vin fie ca pedeapsă, fie ca semne de la Dumnezeu, ca viața noastră să se schimbe. Ce vrea de fapt Dumnezeu de la fiecare dintre noi? Vrea să ne curățăm sufletul de păcate. Vrea să ne curățăm viața de murdăria păcatelor pe care noi de altfel le-am lăsat acolo și s-au înmulțit. Și Dumnezeu vrea ca noi să devenim buni, pentru că în fața bunătății, diavolul stă în genunchi. Așa cum vă spuneam, cu ajutorul bunului Dumnezeu și prin darul unor oameni de valoare din Roma antică, vom primi părticica din mâna Sfintei Agnia, care va fi de altfel adusă prin mâna ei și care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să rămână în bisericuța
Sfânta Maria din Voluntari Pipera, unde sunt și moaștele Sfântului Pangratie. Dar până atunci, aș vrea să vă notați câteva lucruri importante pe care ar fi bine să le faceți în această perioadă, pentru că n-am trecut de foarte mult timp în noul an și sigur că acest an pentru mulți va aduce bucurie, pentru alții poate tristețe. Ar fi bine să vă notați câteva lucruri importante pe care le aveți de făcut ca în fiecare zi viața voastră să se îmbunătățească și să vă eliberați sufletul de povara încercărilor. Dimineața când vă treziți, să nu uitați să vă închinați, pentru că darul de a te trezi este de altfel bucurie. Sunt oameni care se pun seara la somn și dimineața nu s-au mai trezit sau nu se mai trezesc. Te-ai trezit, îi mulțumești lui Dumnezeu pentru asta, să aveți o gură de aghiazmă, să beți pe stomacul gol și să rostiți înainte de toate o rugăciune, rugăciunea de sfințire a minții, regăsită de altfel în acele cuvinte: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Rugăciunea Tatăl nostru, Împărate Ceresc, și ce rugăciuni mai știți să le rostiți, ca odată ce veți începe ziua, să începeți cu binecuvântarea pe care ați cerut-o de la Dumnezeu și cu mulțumirea că voi v-ați trezit și că începeți o nouă zi pe care, sigur, cu toții ne dorim să fie binecuvântată, să fie reușită, să fie plină de realizări. Știți că un om, se spune, că 5 minute din cele 24 de ore este neatent sau, să nu folosesc cuvântul nepotrivit, este prost. Cele 5 minute îți pot distruge o muncă de o viață. Cele 5 minute te pot face să ajungi la supărarea de a lua decizii care nu ți sunt deloc benefice și care îți pot aduce ție nefericirea. Să vă feriți de momentele în care sunteți triști și luați decizii. Niciodată să nu luați decizii în momentele în care sunteți triști. Dacă ești trist, pune-te în genunchi, te roagă. Schimbă-ți frecvența pe care ești, ascultă o muzică, du-te la geam sau ieși afară, dacă poți, din casă, trage aer curat în piept și strigă sfinții pe care tu îi știi sau sfinții pe care eu vi-am recomandat, strigă-i în ajutor. Veți vedea că nu trec 5 minute și odată ce le-ai strigat pe sfântul tău ocrotitor pe care ți-l-ai luat în casa ta, pe sfântul care îți poartă numele sau pe sfinții pe care voi ați hotărât să-i aveți lângă sufletul vostru, nu trec, repet, 5 minute și veți primi răspunsul, veți primi de altfel un semn trimis din univers pentru voi. Și acela sună cam așa: să nu fii trist, rămâi puternic, pentru că tot ceea ce se întâmplă în viața ta se întâmplă cu voia și știrea lui Dumnezeu. Nu trebuie să te omoare o boală. Știm prea bine că ne temem că ne poate omoră o boală incurabilă. Puteai să mori foarte ușor, fără să-ți dai seama, dintr-un simplu virus. Zilele noastre sunt date de Dumnezeu și ele pot fi înmulțite de bucuria pe care noi o dăm sufletului prin rugăciune. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit, rugându-L pe Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne ajută! Acest program a conținut plasare de produse. Sfinte Mucenice Pangratie,
te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu. Sfântul mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului. Sfânta icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 0318 242 000. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al Părintelui Emilian. Tocmai pentru a vă păstra bucuria în suflet și a o dărui celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale Părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți pot schimba viața. Sacroterapia. Enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei sale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră prezentă și viitoare și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet, veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șanse celor care caută să le primească? Nimic nu este întâmplător. Nici întâlnirea cu Părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0318 242 000.